Au trecut 7 ani de la dispariția Elodiei. Vă mai amintiți de atunci cum ați aflat de caz și cum ați ajuns să preluați această anchetă la parchetul general? Îmi amintesc foarte bine că era ziua de 14 septembrie 2007, când am văzut un articol scurt publicat pe o agenție de presă, în care era menționat faptul că o avocată din Brașov a dispărut și că este soția unui polițist. Trecuseră aproximativ 3 săptămâni de la dispariția ei, am simțit că pot fi și indicii de omor, motiv pentru care, după o consultare telefonică cu domnul Vasile Viorel, am hotărât să ne deplasăm acolo și să analizăm această dispariție. Am ajuns la Brașov și am constatat că până la acel moment, adică până în data de 17 septembrie 2007, nu se constituise un dosar penal și că toate cercetările în legătură cu dispariția Elodiei Ghinescu erau făcute într-un caz de dispariție. Ofițerii de poliție au efectuat cercetări specifice unui caz de dispariție, în care procedurile sunt axate pe declarația persoanei care reclamă această dispariție în mod deosebit. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce zice persoana care la reclamă este luat oarecum de bun. Cel care anunțase dispariția la 5 zile era chiar Cristian Era Ciocă. chiar Cristian Ciocă. Asta a fost un mare semn de întrebare pentru noi, pentru că, în mod normal, dispariția soției trebuie anunțată mult mai devreme. Și de aici am plecat de la atitudinea lui și de la investigațiile pe care le-am efectuat în acea zi, care ne-au condus la concluzia că nu avea niciun motiv să dispară și că există posibilitatea ca ea să fie victima unei infracțiuni de omor. La prima întâlnire, Cioacă mi s-a părut nesincer, mi s-a părut că încearcă să acrediteze o variantă, în sensul că există o dispariție voluntară și că el a rămas cu copilul și cu diverse datorii. Și m-a încercat, cu alte cuvinte, să ne ducă de la început pe această pistă. Noi am adus la cunoștință că are calitatea de învinuit, că este suspectat de uciderea soției sale. A început să plângă. V-a spus de ce plânge? El a început să plângă spunând că este acuzat pe nedrept de uciderea soției sale, că într-adevăr au fost perioade tensionate, dar că el sub nicio formă nu a ucis-o și nu știe în ce circunstanțe a dispărut ea. A dat o declarație amplă în acea seară, pe parcursul a circa 8 ore, în care a relatat mai multe aspecte care erau contrazise de altele pe care le declarase în fața ofițerilor de poliție care l-au audiat în legătură cu dispariția soției sale, ba chiar pe parcursul audierilor, aducându-i la cunoștință mai multe aspecte pe care le aveam la dosar. El a revenit destul mai multe ori asupra declarațiilor. Care a fost varianta lui pentru ultima oară când a văzut-o pe Elodia? Ce v-a spus? Cum a văzut-o? Care a fost ultima discuție dintre ei? V-a relatat în acea seară? Da, el a relatat că în dimineața zilei de 30 august ea a plecat de acasă spunând că se duce la serviciu și că a fost o discuție contradictorie, dar că sub nicio formă n-a exercitat nicio agresiune asupra ei. Astea sunt aspectele pe care el le-a spus legate de ultima dată când a văzut-o în viață pe Elodia Chinescu. Deci în dimineața acelei zile, în jurul orelor 8. Noi am găsit mai multe urme de sânge aparținând de Elodie Ghinescu, atât în locuința comună, cât și în autoturismul lui Cristian Cioacă și pe unele dintre obiectele aruncate în râpă. Agresiunea a început în dormitor, a continuat și în celelalte camere și că a fost o agresiune care s-a derulat pe parcursul mai multor minute, soldată în final cu decesul Elodiei Ghinescu. Nu a fost o acțiune premeditată și a fost o acțiune care a apărut pe fondul unui conflict spontan. Între ei exista o relație tensionată de mai mult timp și părerea noastră e că în momentul în care el a revenit de la Pitești în acea noapte,
S-a iscat o ceartă pe fondul căreia Cristian Cioacă a lovit-o fie cu mâinile, fie cu obiecte contundente, mor repetat până când s-a produs decesul acesteia. Ce s-a întâmplat cu copilul? Ați putut să stabiliți? Copilul era în casă? A auzit ceva? Putea să fie audiat el sau era mult prea mic ca să înțeleagă ceva din ce se întâmplă? Cel mai probabil copilul se afla în casă. La vremea respectivă băiețelul avea 3 ani de zile. Am solicitat unui psiholog să stea de vorbă cu copilul, însă nu și-amintea nimic și nici n-am putut să ajungem la concluzia dacă copilul a văzut ceva sau a simțit ceva. Noi așa credem că a fost în dormitorul lui în momentul în care Elodia Ghinescu a fost ucisă. S-a stabilit cu certitudine că toate petele de sânge din locuință au aparținut Elodiei Ghinescu. Astea prin expertizele ADN. Era o pată foarte mare de sânge pe podea, sub podea. Sub podea, într-adevăr, era o pată foarte mare de sânge. Cel mai probabil a curs foarte mult sânge pe peretele respectiv, care a ajuns sub podea. Noi credem că acolo au fost cele mai multe acte de violență, în dormitor, lângă pat. Asta e explicația pentru care el a și zugrăvit acel loc. Cristian Cioacă nu a avut nicio explicație cu privire la proveniența acelor pete de sânge, care, așa cum bine știți, erau răspândite atât pe podea, cât și pe pereți și pe alte obiecte din propria locuință. Ulterior a venit cu varianta că e posibil ca o parte din sângele care li s-a găsit sub podea să provină de la un avort pe care Elodia îl făcuse cu mai mult timp în urmă. Urmele de sânge provin cel mai probabil de la o agresiune exercitată asupra Elodiei Ghinescu, având în vedere că proveneau din stropi care de regulă se produc atunci când o persoană este lovită. Nu a apucat să le șteargă de la început. Eu cred că le-a șters după ce a revenit acasă și a încercat să înlăture orice urmă care l-ar putea incrimina. Asta a făcut-o după ce a ascuns cadavrul. Estimați cam cât a durat crima în sine? Nu foarte mult. 30-40 de minute. Cam așa cred eu că a durat actele de violență exercitate asupra ei. După ce a fost ucisă, a fost tranșată și introdusă într-o geantă, a avut această tăiere de caracter de a segmenta cadavrul și de a-l face mai ușor transportabil. Cristian Cioacă a susținut tot timpul că lucrurile au fost puse acolo de anchetatori. Sub nicio formă, niciun anchetator n-ar fi avut motive să plaseze lucruri în râpă. Erau lucrurile de lângă pat din camera lor, erau obiecte de îmbrăcăminte a lui Cristian Cioacă, uniforma lui de polițist. Erau obiecte pe care cel mai probabil se afla mult sânge în momentul în care el a revenit acasă după ce a ascuns cadavrul. Varianta cea mai plauzibilă este că el le-a adunat ca să înlăture acele pete de sânge, le-a pus în mai mulți saci pe care ne-am găsit și le-a aruncat în râpă, considerând că nu le va găsi nimeni sau că și dacă le va găsi cineva, nu le va analiza și nu va fi nicio problemă în legătură cu o eventuală anchetă, având în vedere că, așa cum bine știți, ancheta a pornit pe această pistă a unei dispariții voluntare. După crimă, Cristian Cioacă a scăpat de cadavru. Ce s-a întâmplat? Unde ar fi putut să ducă acest cadavru și cât timp a avut el la dispoziție ca să ascundă toate urmele crimei? Cristian Cioacă a avut la dispoziție aproximativ 5 ore. După calculele noastre, el putea duce cadavru până la o distanță de circa 200 de kilometri în zona Brașovului. Cred că a aruncat cadavru într-un baraj. Ar putea să fie Elodia, să zacă trupul Elodiei în barajul Vidraru? E posibil. Asta a fost și motivul pentru care ne-am efectuat niște căutări în barajul Vidraru, însă, așa cum știți, este foarte adânc și nu am putut pătrunde până la fundul lacului. E o vegetație foarte înaltă și deasă, deci dacă l-a aruncat acolo, sunt puține șanse ca acel cadavru să mai fie găsit. S-a bazat foarte mult pe faptul că nu va fi găsit acest cadavru.
Ce l-a trădat pe Cristian Cioacă și care a fost principala greșeală pe care a făcut-o polițistul în declarațiile pe care le-a dat în fața dumneavoastră? Cristian Cioacă a făcut mai multe greșeli. El a dat mai multe declarații în care s-a contrazis. După un anumit timp a refuzat să mai dea declarații și a refuzat să ceară probe în apărarea sa. După testarea la poligraf, raportul întocmit a concluzionat că are un comportament simulat, în sensul că are legătură cu dispariția Elodiei Ghinescu. El a susținut că era foarte obosit și că nu-și explică de ce a ieșit cu un comportament nesincer, însă a refuzat de fiecare dată să mai fie testat. Au existat situații în care suspecții, deși au avut legătură cu o faptă penală, au trecut poligraful pentru că și-au stăpânit foarte bine emoțiile. Dar într-o situație inversă în care să nu ai absolut nicio legătură și să nu omori pe cineva și să ieși cu un comportament simulat, cred eu că e puțin probabil. Ați fost poate prima persoană care a crezut cu tărie că Elodia nu mai trăiește și v-a spus chiar cariera în joc atunci când ați afirmat ferm că vă veți da demisia dacă Elodia mai e găsită în viață. Încă din momentul în care am preluat cazul, am avut un fler, o certitudine că Elodia nu mai poate fi în viață. Acesta a fost și motivul pentru care am făcut acea declarație și vreau să vă spun că de la acel moment până astăzi nu am avut niciodată îndoiala că Elodia ar putea fi în viață. O veți mai găsi vreodată pe Elodia sau vreo bucată din cadavrul Elodiei Ghinescu? Nu cred că cadavrul va apărea sau o parte din cadavru. În momentul de față nici nu se mai fac căutări. A fost aruncat într-un loc de unde nu o să iasă niciodată. În acest caz nu am avut nici cadavru, nici arma crimei și nici mărturisirea autorului. Toate acestea a primit pentru lovituri cauzatoare de moarte o pedeapsă de 15 ani și 8 luni de închisoare. Este cea mai mare pedeapsă pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Această pedeapsă pentru noi confirmă ipoteza că Elodia a fost ucisă în acele împrejurări. Este singura pedeapsă pentru un caz de omor în care nu avem mărturisirea autorului. L-a ajutat într-un fel meseria de polițist și a crezut el că a comis crima perfectă? Din punctul meu de vedere, nu l-a ajutat meseria de polițist pentru că el n-a lucrat niciodată în sectorul judiciar al poliției. Deci, cu alte cuvinte, nu a instrumentat dosare penale, n-a făcut anchetă penală. La un moment dat a fost acreditată ideea că el a avut o lucrare legată de crima perfectă pe care a susținut-o la absolvirea Academiei de Poliție. Acest lucru nu este adevărat pentru că el a avut o lucrare în domeniul regimului armelor și munițiilor. Șansa lui a fost că a ascuns foarte bine cadavrul. Cioacă a regretat pe un moment ceea ce a făcut. E greu de spus dacă a regretat. Ce pot să vă spun? Că eu am anchetat mai mulți criminali, însă Cristian Cioacă a fost singurul suspect care a încercat să ne ducă pe o pistă greșită de la începutul anchetei și să acrediteze ideea că ea a plecat voluntar. A recunoaște vreodată Cristian Cioacă faptul că a ucis-o pe Elodia Ghinescu? Nu o să recunoască niciodată această faptă. Este foarte orgolios să facă așa ceva. El a avut o atitudine oscilantă, a sesizat dispariția după 5 zile, nu ne-a ajutat în niciun fel la căutarea Elodiei Ghinescu, deși era normal ca în situația în care îți dispare soția, tu să fii lângă organe de urmărire penală și să încerci să ajut, să le explici. El nu ne-a ajutat în niciun fel. Au fost sute de memorii care mi-au fost trimise și sute de persoane cu care am stat de vorbă. Vă spun cu certitudine că le-am studiat pe toate și că m-am gândit la toate situațiile pe care persoanele respective mi le spuneam. Elodia Ghinescu a avut o relație cu un ofițer SPP care a și fost audiat în cauză și a recunoscut această relație.
Însă din datele de anchetă a rezultat că acesta nu avea nicio legătură cu dispariția ei. V-a spus ceva de pozele pe care le-a găsit în calculator, pozele compromițătoare din vacanța Elodiei din Dubai? Mi-a spus la un moment dat, el a și depus niște poze la dosar, ba și o corespondență pe mail între Elodia și persoana respectivă. A încercat să acrediteze că ar putea fi un posibil motiv pentru care ea să plece din țară și să-și părăsească familia. Noi am identificat acea persoană, am audiat-o, am stabilit că într-adevăr se cunoșteau și că au avut o legătură, dar că nu există niciun indiciu în legătură cu comiterea unei fapte penale de către acea persoană asupra Elodiei Ghinescu. Cu certitudine, Elodia Ghinescu n-a fost implicată în niciun program de protecție, n-a fost sub protecția vreunei instituții a statului român. Din declarațiile pe care le-ați luat apropiaților Elodiei și din portretul pe care l-ați realizat, a reieșit un moment că ar fi plecat de acasă și ar fi părăsit fiul? A mai făcut asta vreodată? Noi am audiat mai multe persoane care au cunoscut-o pe Elodia încă din primii ani de școală. Toate persoanele audiate au spus că nu avea niciun motiv să plece de acasă, că nu avea niciun motiv să se ascundă, că nu fusese implicat în calitate de avocat în procese de rezonanță sau în care cineva să fi avut interesul să-i suprime viața. Ea era foarte responsabilă vis-a-vis de familia ei și în special față de copilul lor pe care ea îl iubea foarte mult. Deci nu cred că ar fi plecat niciodată de acasă și că nu și-ar fi părăsit copilul în nicio circunstanță. Avea o relație foarte bună cu părinții, fratele. Vă gândiți zilnic la Elodia? Da, într-adevăr, m-am gândit zilnic. Mi-a consumat foarte multă energie. M-a preocupat foarte mult caz. A fost o adevărată provocare, sunată de succes, pentru că pentru noi, procurorii, ăsta e cel mai important, cu să obținem o condamnare definitivă. Este un caz total atipic de omor. A fost construit pe probe indirecte și pe o coroborare a lor, în sensul de a stabili foarte clar circumstanțele în care Elodia Ghinescu a dispărut. Având în vedere aceste elemente, cred că la un moment dat se va preda la școală, la facultate, acest caz. A fost un caz în care m-am implicat foarte mult pentru că am crezut în el și am crezut în obținerea unei condamnări definitive, chiar și în lipsa unui cadavru. Eu am avut certitudine existenței cadavrului și, deși nu a fost găsit, asta nu înseamnă că el nu există.